Salut! Bine te-am regăsit pe Whalewalk Travel! Vlogul de astăzi va fi de drumeție. Vrem să explorăm și să te luăm și pe tine în călătorie. Inițial m-am gândit să las acest episod doar cu sunetul captat de cameră, fără să intervin cu voce în editare. Dar am considerat că îți sunt și ție necesare informații dacă vei vrea să ajungi aici. Suntem așadar în Branscombe. Conform informațiilor găsite online, acest sat superb se află pe coasta sudică a Angliei, între două orașe, mai exact Seaton și Sidmouth. Străzile lui coboară dintr-o vale foarte frumoasă până la mare și sunt pline de case drăguțe cu acoperișuri de paie. Locul unde am lăsat mașina este gratuit, dar spațiul permite parcarea a maximum 8 mașini. Așa cum se poate vedea, vremea este superbă, poate chiar prea cald. Bine, nici noi nu am renunțat la haine. Drumul către plajă trece pe lângă brutăria veche, o proprietate a National Trust. Conform Wikipedia, este un monument istoric de clasa a doua, construit în secolul al XVII-lea. Inițial, brutăria a fost folosită pentru coacerea pâinii destinate comunității locale. Mai târziu, începând cu anul 1987, a fost închisă și a rămas ca muzeu. Dacă vei ajunge și vei dori să o vizitezi, poți vedea cuptoarele vechi și echipamentele de copt din acea perioadă. Noi, în schimb, nu ne-am abătut de la traseu pentru că ne doream să ajungem pe plajă. Ne-a atras atenția livada de mere, unde ne-am oprit pentru câteva minute să le încercăm, dar încă nu erau suficient de coapte. Dacă te simți obosit sau vrei să iei masa în natură, poți rămâne aici. Sunt locuri suficiente la masă, așa cum se vede. Apropo de spații unde te poți odihni pe traseu, sunt foarte multe. Pe lângă mese cu scaune, ca cea de aici, găsești inclusiv băncuțe. Este un traseu ușor pe care îl poți face împreună cu cei mici. Noi am traversat câteva zone cu vegetație, câteva podețe peste râu și am trecut pe lângă case, urmărind indicatorul cu bulină roșie. Până la plajă mai avem, dar între timp vreau să-ți spun câteva locuri unde ar trebui să ajungi dacă tot te afli aici în Branscombe. Sidmouth este un orășel de coastă pitoresc, cu o plajă minunată și grădini frumoase. Este perfect pentru o zi relaxantă la mare sau pentru plimbări pe faleză. Birr, un alt sat de coastă frumos, cunoscut pentru peșterile sale din Cretă și pentru plaja sa. O altă variantă la care îți recomandăm să ajungi, Seaton. Aici puteți vizita Seaton Tramway, unde puteți face o călătorie cu tramvaiul istoric sau Seaton Jurassic, un centru de vizitatori unde puteți învăța despre istoria geologică a zonei. Dunkey Sanctuary sau Sanctuarul de Măgari este o atracție populară pentru familii și oferă posibilitatea de a interacționa cu măgarii. Mai avem? Sigur, mai sunt și altele. Crowley Adventure Park, un parc de distracții excelent pentru familii cu o mulțime de călării și activități pentru copii. Pecorama, situat în Birr, acest loc oferă grădini frumoase, un muzeu al trenurilor și chiar o cale ferată în miniatură pe care o puteți călări. Jurassic Coast. Dacă sunteți pasionat de natură și geologie, nu trebuie să pierdeți acest site de patrimoniu mondial, UNESCO. Puteți face drumeții, observa stâncile fosilizate și admira peisajul uimitor al coastei. Și ultima, Lyme Regis, un alt oraș de coastă frumos, cunoscut pentru plajele sale și pentru The Cob, un dig vechi ce oferă vederi panoramice asupra mării. Toate aceste locații le vom pune pe whalewalktravel.com cu link pentru a ști cum să ajungi la ele.
Despre parcarea asta am aflat acum și din câte am văzut este cu plată. Noi am trecut-o cu vedere atunci când am examinat harta. În sfârșit am ajuns. A fost un traseu de aproximativ o oră, dar superb. Serios, chiar se merită. Nu am făcut baie aici, doar am stat pe pietriș. Nu există nisip, în schimb, plaja așa este, formată din pietriș. Aici s-ar fi vrut să mergem mai departe, doar că fiind târziu, ne-am decis să ne întoarcem către mașină. Aici să nu te apropii de margine, da? Nu te apropii de margine. Ne-ar plăcea să ne spui părerea ta legată de acest loc într-un comentariu și, bineînțeles, așteptăm cu interes să ne propui locuri noi pe care să le explorăm. Suntem în urmă cu filmarea, căci pe durata vacanței am preferat să nu editez materialele pentru a include ulterior conținut informativ legat de locurile în care am ajuns sau cele recomandate. Urmează să publicăm un nou episod peste câteva zile. Dar să ne întoarcem la vlogul de astăzi cu secvențe pe traseu și apoi altele, dar nu multe, din camping. Lingurița ta sunt de la morcov. În sfârșit am ajuns la finalul vlogului de astăzi, adică la finalul episodului. Îți mulțumim că ne urmărești, iar dacă îți plac aventurile noastre,
te rog să apeși pe like, e foarte, foarte simplu, și să te abonezi la canal. Până data viitoare, numai bine!